Tupeu fără limite pentru o bandă de hoți, aceștia au dat o spargere chiar în curtea Poliției Rutiere și a serviciului de pașapoarte din Galați. După ce au tăiat alimentarea cu energie electrică, tâlharii au golit aparatul electronic unde se plătesc taxele și facturile, aparat care se afla amplasat într-un magazin Xerox. Administratorul spațiului comercial ar fi găsit ușa de acces descuiată, dar fără urme de forțare. Nu se știe așadar cum anume au intrat hoții în magazin. Potrivit patronului, prejudiciul se ridică la aproximativ 20.000 de lei.